Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vorbim despre o minciună minunată, cum ar fi cea că toți cei buni sunt luați până într-o anumită vârstă. Nu credeți asta. Chiar dacă cineva vă spune că toți cei buni sunt luați sau sunt căsătoriți sau sunt în relații până într-o anumită vârstă, adevărul este că nu sunt luați cei buni, sunt luați cei abili în a se face plăcuți din punct de vedere social și sunt luați cei capabili să tolereze. De ce zic asta? Pentru că toți știm prieteni, cunoștințe care sunt în relații sau chiar căsătorii sau în diferite situații în care unul din doi rabdă celuilalt niște mojicii incredibile. În care unul din doi trebuie să îl suporte pe celălalt. Și asta se întâmplă pentru că, de obicei, cei care știu să tolereze nu știu să vadă dincolo de aparențe. Și atunci ajung în relații cu oameni care știu să se facă plăcuți, știu să-și ascundă defectele, dar până într-un punct. Pentru că defectele alea, la un moment dat, se vor vedea, vor ieși la suprafață în relația respectivă. Așadar, nu deznădăjduiți, nu vă pierdeți speranța că nu, e adevărat. Nu sunt luați cei buni, sunt luați, cum am mai spus, cei capabili în a se face plăcuți și cei capabili să tolereze. Și încă un lucru important este că nu intrăm în relații ca să tolerăm sau ca să fim tolerați. Intrăm în relații ca să împărțim ce avem mai bun și să primim ce avem mai bun, ce are celălalt mai bun pentru noi. Intrăm în relații ca să ne construim reciproc, ca să fim fericiți, nu? Că viața e destul de grea și dacă nu găsim liniște măcar în relația pe care o avem și să ducă mai departe spre căsătorie, adică de ce am intrat într-o relație ca să ne îngreunăm viața, nu? Intrăm într-o relație ca să avem parte de confort și sprijin emoțional pe cât posibil, da? Fără a ne lăsa toate emoțiile în brațele celuilalt, că nici asta nu e bine, dar nu. Nu intrăm în relații să tolerăm și nu sunt luați cei mai buni. Să nu credeți asta. Aveți mare grijă de voi și vă mulțumesc că m-ați ascultat.